În weekend au avut loc zilele orașului Baia de Arieș, o sărbătoare care a strâns mii de localnici și invitați veniți din Țara Moților sau de la Alba Iulia. Cu acest prilej a avut loc inaugurarea ștrandului public, spațiu de agrement, care a adus multe bucurie localnicilor. Cu acest prilej doresc să le cer scuze tuturor locuitorilor de pe străzile și drumurile care sunt în lucru și care vor fi demarate curând pentru disconfortul creat. Acest disconfort va fi curând urmat de un confort oferit de noi condiții. Le urez sănătate, fericire, să aibă parte numai de bucurii, ci să aibă încredere în mine și în echipa primăriei, pentru că facem tot ce ne stă în putință pentru reabilitarea localității. A doua zi a sărbătorii a început cu depunerea de coroane la Monumentul Eroilor din parcul de curând modernizat. Seniorii orașului nu sunt uitați la Baia de Arieș. Secretul șesei familiei la bunul Dumnezeu, în primul rând și într-al doilea rând, datorită nouă că am avut răbdare unii față de alții. Un moment special a fost susținut de doi mici cântăreți la fluier. În cea de-a doua zi, participanții au asistat la un bogat program de muzică ușoară și populară. Și lume multă, binele cu voi, cu voi și cu noi. Ziua, Doamne ajută, oamenii buni și lume multă, binele cu voi, cu voi și cu noi. Că bogat-i greu și sărac-i rău, nu știi cum e mai bine că la toți zi. Primăria a pregătit sute de porții gratuite de mâncare, cârnați cu fasole și un pahar de vin. Din partea ansamblului Doina Arieșului, urăm tuturor locuitorilor!